Doamna Mihalcea, este o întreagă dezbatere zilele acestea în privința facturilor de la energie. Foarte mulți români au primit facturi, sume enorme la facturile de la energie. Apropo, dumneavoastră, ați primit deja factura? Ați sesizat vreo diferență, dacă vreți să ne spuneți, bineînțeles? Facturi sunt creșteri, bineînțeles, cu creșteri semnificative. Ce pot să spun? În primul rând vreau să spun că nu este domeniul meu de pregătire. Vă pot spune câteva lucruri generale, că încă de la început, chiar dacă a fost votată această lege de ajutor a oamenilor, a consumatorilor vulnerabili, această lege, cel puțin în cadrul Partidului Social Democrat, specialiștii au semnalat foarte multe minusuri. Zilele următoare se vor întâlni șefii coaliției să discute măsuri care trebuie să aduse urgent la această lege pentru ca ea să poată fi utilă și benefică omului. Noi asta dorim, să ajutăm oamenii, nu să îngreunăm mai mult situația dată. Ce vreau să menționez este că este o lege foarte greu de aplicat. Este foarte birocratizată. Oamenii, în primul rând, pentru a beneficia de acest ajutor, au nevoie să completeze un număr de 14 pagini, ceea ce mi se pare enorm de mult. De asemenea, lucrurile la un nivel între minister și cei care furnizează gazul sunt foarte greoaie, nu există un dialog bun, cei care furnizează gaz în momentul de față dau vina pe o implementare greoaie și așa mai departe. Deci sunt lucruri care se aruncă de la unii la alții, dar din păcate tot românii plătesc. Sper ca săptămâna viitoare specialiștii pe acest domeniu din coaliție să pună la masă, iar săptămâna viitoare cel târziu să vină cu o soluție pentru a ajuta oamenii și nu a face mai dificilă situația. Domnul Ciolacu spunea aseară că putem reduce TVA-ul nu doar la energie, ci și la gaze naturale și nu de la 1 aprilie, așa cum anunța premierul Nicolae Ciucă, ci chiar de la 1 februarie. Cum credeți că va fi primită în coaliție o astfel de propunere? Ce așteptări aveți de la partenerii de coaliție? Este o propunere. Nu am inventat noi apa caldă. Ne-am uitat la țările vecine, la toate țările de altfel din Europa, ce măsuri au luat în această perioadă. Absolut toată lumea s-a confruntat cu aceste creșteri. Vrem să luăm ce e mai bun de la fiecare, vrem să analizăm foarte bine ce se poate implementa la noi în țară și apoi să venim în coaliție cu niște propuneri care să treacă și de votul acestora. În momentul de față, lăsând la o parte opinia publică și ce se discută la televizor pentru, mă rog, a întreține oarecum un război care nu există sau nu este chiar atât de aprins precum se vrea a fi, nimeni din coaliție de la PNL sau de la UDMR nu cred că privește rău sau are ceva împotriva acestor măsuri. Repet, ele trebuie să luăm de la fiecare țară din Europa măsurile, să le analizăm împreună, să vedem ce se poate implementa la noi în țară și să dăm drumul la treabă. Putem spune că în acest moment sunt tensiuni în coaliție? Din punctul meu de vedere, nu sunt tensiuni în coaliție. Eu sunt de părere că este bine să existe dialog. Tensiunile acestea, eu personal nu le resimt, cred că sunt mai mult generate de către mass media decât sunt în realitate.